Salut și bine ai venit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim despre kinetoterapie, ce înseamnă acest cuvânt, cu ce se ocupă, ce face kinetoterapeutul și ce se găsește într-un cabinet de kinetoterapie. Să înceapă clipul. Ok, și pentru început vreau să definim kinetoterapia. Acest cuvânt provine din greaca antică, de la kinesis, ceea ce înseamnă mișcare, iar kinetoterapia înseamnă terapia prin mișcare. Majoritatea oamenilor care au intrat în contact cu acest cuvânt cred că înseamnă masaj, masaj anticeluritic, masaj de relaxare. Nu, kinetoterapia se ocupă strict cu recuperarea pacienților în urma unui traumatism atât fizic cât și neurologic. Și pe lângă aceste două ramuri mai există și kinetoterapia profilactică care se ocupă cu prevenirea acestor două patologii de a nu se instala. Ce face kinetoterapeutul exact? Păi, pe scurt, pacientul vine la kinetoterapeut sau în clinica de kinetoterapie cu un diagnostic clinic pus de medicul specialist, iar acesta efectuează o evaluare funcțională a aparatului locomotor, iar în urma acestei evaluări se creează un program de recuperare cu exerciții fizice bine stabilite, individualizate pe nevoile fiecărui pacient, le efectuează exercițiile sub stricta supraveghere a acestuia. Ce se află într-un cabinet de kinetoterapie? Pentru început aș vrea să spun că nu vreau să intru în detalii cu acest clip, așa că o să enumăr pe scurt cele patru spații necesare unui cabinet de kinetoterapie modern. Pe lângă dușuri și vestiare, este necesar să avem o cameră de evaluare, o cameră de gimnastică, o cameră de masaj și o cameră de fizioterapie cu aparatele aferente. Ok, și ca să închei acest videoclip vreau să dau o direcție canalului și aceasta să fie fitness și kinetoterapie, pe lângă vloguri și alte videoclipuri de genul. Vreau să efectuez și o serie nouă de cum se face corect, în care să explic atât teoretic cât și practic mișcarea corectă de mers, de ridicat și așa mai departe. Vă aștept în secțiunea de comentarii, like, subscribe, tot ce trebuie. Vă pup pe data viitoare. Ciao!